În această seară o să vorbim într-un mod special despre Dumnezeirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar la trecut am vorbit despre persoana Duhului Sfânt și am prezentat faptul că Duhul Sfânt are rațiune proprie, are voință proprie și are sentimente proprii. Am subliniat și faptul că Dumnezeu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este distinct de Tatăl, distinct de Domnul Isus Hristos. Sunt trei persoane distincte, dar care sunt împreună și formează Dumnezeul Triunic. Sunt câteva întrebări pe tema asta. Iar în această seară, prin ajutorul lui Dumnezeu, în câteva cuvinte, vom vorbi despre Dumnezeirea Duhului Sfânt. Pentru aceasta, o să începem citind din Cuvântul lui Dumnezeu, de la Psalmul 139, în singur verset. Vă rog să vă ridicați. Din cinste cuvântului Sfânt, chiar dacă este doar un verset, psalmistul David pune o întrebare, versetul 7, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Așadar, unde voi fugi departe de Duhul tău, de Duhul Sfânt? puteți să vă reașezați. Am apreciat faptul că nu puțin dintre voi au solicitat uh, schița de pe PowerPoint și trebuie să știți că de fiecare dată când o să avem PowerPoint, este disponibil pentru fiecare dintre voi. Aș vrea ca această învățătură, care este una biblică, și după cum o să vedeți, de fiecare dată avem argumente biblice, nu spunem părerile noastre, această învățătură să prindă tot mai multă putere, pentru că se sizez că în ultima perioadă, chiar creștinilor pentecostali, le este cumva un fel de rușine să vorbească despre Duhul Sfânt, se consideră că la tineret de obicei nu prea poți vorbi așa învățături mai consistente, trebuie să vorbești pe seama tinerilor doar pentru ei. Este foarte important să înțelegem că noi, fiind tineri și acceptând că suntem mădulare în trupul lui Hristos, noi trebuie să primim toată învățătura. Da? Deci ideea că vorbește de tinilor numai ceva care să le placă, ca să nu se plece din biserică, asta nu e biblică. Convingerea mea este următoarea, când se prezintă adevărul și numai adevărul, sub călăuzirea Duhului Sfânt în dragoste, atunci oamenii sinceri se vor aduna și vor fi tot mai mulți și oamenii ăștia sinceri, după ce au o învățătură puternică și după ce sunt ei prin caracterul lor sfințit de Sângele Lui Iisus Hristos și de Duhul Lui Dumnezeu, sunt lumini prin ei înșiși, merg în lumea asta și când mai multe lumini se aprind într-o societate ca și aceasta plină de întuneric, luminile acestea aduc lumină în societate. Da? Este foarte important ca noi să avem o învățătură sănătoasă. Astăzi o să vorbim despre dumnezeirea Duhului Sfânt. În primul rând, Duhul Sfânt are un rol extrem de important în opera de mântuire. Da? Deci Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, este, știți foarte bine, inclus în formula biblică pentru botez. Cu ocazia asta sublinez faptul că formula biblică pentru botez nu este formula în numele Domnului Iisus Hristos pentru botezul în apă, ci este formula din Matei 28, versetul 19, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură și botezați în numele Tatălui și aici vă rog frumos să fiți foarte atenți, că sublinierea este următoare, de obicei se spune în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, nu. Sublinierea este așa, asta. în numele Tatălui și al Fiului da? și al Sfântului Duh. Observați cum sunt evidențiate cele trei persoane ale Trinității? numele Tatălui, dacă ar fi fost singură următoarea expresie, ar fi fost numele Fiului. Da? Și apoi ar fi fost numele Duhului Sfânt. Este foarte important și cu cinci din Scriptură. Să nu scoatem nici măcar un și. Da? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Unii zâmbesc că abia așteaptă să se boteze și vor auzi asta în dreptul lor. Doamne ajută! Zicem, Doamne, nu se binecuvânteze pe toți candidații de botez. Amin, lucrează, Doamne, și mulțește să nu fie numai spre 15, să fie și 30. Credeți că poate Domnul? Domnul să lucreze după planul lui, da? Mă înțelegeți? Deci, în opera mântuirii, pentru că știm foarte clar, dacă noi avem acces la botezul în apă și nu vrem să ne botezăm, nu putem fi mântuiți. Chiar dacă noi suntem schimbați din interior înspre exterior, dacă avem acces, avem posibilitate și nu vrem să ne botezăm, sublinez, în apă, nu putem fi mântuiți. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, degeaba se botează. El va fi osândit. Da? În expresia aceasta, apoi observați că în 2 Corinteni capitolul 13, cu versetul 14, când se termină a doua epistolă adresată de apostolul Pavel către biserica din Corint și valabilă pentru fiecare dintre noi, din nou Duhul Sfânt este prezentat alături de Tatăl și de Domnul Isus Hristos, din nou. Și citeți din Scriptură, cuvântul Domnului spune: Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu, se înțelege clar ca lui Dumnezeu Tatăl, și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Prin simpla asociere a, lui Duh, a Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul, în cele două, în cele două formule care sunt extrem de importante, prin asta se arată că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Vedeți, nu este nimeni asociat, nimeni, doar Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În formula pentru botez și apoi în formula asta care prezintă parteneriatul nostru cu Dumnezeu, părtășia noastră cu Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care este manifestat pentru fiecare dintre noi. Este foarte important să înțelegem asta. Apoi, un alt argument pentru dumnezeirea Duhului Sfânt este că Duhul Sfânt este omnipotent, respectiv tot puternic. Da? Lucrul acesta este evidențiat prin modul în care e prezent la creație, Genesa 1 cu 2, da? Biblia zice, era pustiu, da? era întuneric și Duhul Domnului se purta deasupra apelor. Voi credeți asta? Da, Duhul Domnului era prezent acolo. Duhul Domnului a fost prezent și co-creator cu Tatăl, cum spuneam și data trecută, și cu Fiul, da? Deci, creația nu a apărut doar din părerea Tatălui, nici măcar doar din proclamarea cuvântului din partea Tatălui, și acolo a fost prezent Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sunt co-creatori, sunt împreună creatori. Ei au creat totul din nimic. Eram luni la o înmormântare și un domn, după ce am transmis un mesaj, m-a abordat la final și mi-a zis, domnule, eu cred în Big Bang. Pentru că spuneam ceva despre asta. Și i-am spus, iertați-mă că trebuie să vă contrazic și să vă spun că Dumnezeu n-a avut nevoie de Big Bang. Pentru că Dumnezeu, vorba latină, a creat totul din nimic singurul creator care a fost capabil și continuă să fie în a crea totul din nimic, vorba latină ex nihilo, adică nu există o materie preexistentă. Știți foarte bine, un programator, da? am uitat la unul și mi-a zâmbit, e prezent, da? Un programator ca să poată să creeze un cod sursă, să genereze ceva, un soft. Are nevoie, are nevoie de niște dispozitive. Cine poate programa fără să aibă cel puțin degetele? da? Ar nevoie de un soft, are nevoie de tot felul de tutoriale, are nevoie de o materie existentă, chiar dacă e una doar informațională. Dar fără de ea nu se poate crea nimic. Nimic. Cine zice că poate crea totul din nimic, are un complex foarte grav, numit în teologie complexul Mesia. Și omul ăsta, dacă nu se oprește, merge în iad. Pentru că el crede că Dumnezeu, N-are nevoie de el ca om. Și că Dumnezeu e mai slab decât el, omul acesta crede că el poate face ceva. Sublinez faptul că Dumnezeu Tatăl, împreună cu Dumnezeu Fiul și împreună cu Dumnezeu Duhul Sfânt, a fost prezenți la creație, Genesa 1 cu 2. Apoi, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, rolul pe care l-a avut Duhul Sfânt, care sublinează omnipotența sa, atotputernicia sa, în providență, Uitați-vă, în Salmul 104, versetul 30, ascultați cum e prezentat Duhul Sfânt în acest context, din termenul ebraic, înțelegem asta mai bine, versetul 30 spune, îți trimiți suflarea. Trebuie să subliniez faptul că Duh, da? respectiv suflare, ruach, da, ruach înseamnă suflare. Și asta prezintă, îl prezintă pe Duhul Sfânt, îți trimiți suflarea. Ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. Tot ce s-a creat în lumea aceasta a fost creat prin Duhul Lui Dumnezeu. Tot ce s-a creat bun, mă refer ca și creație primară. Suflarea Lui Dumnezeu, Duhul Lui Dumnezeu, Roahul Sfânt, a suflat și au apărut lucruri de nicăieri, de niciunde. N-au existat. Ele au apărut. Dumnezeu a zis să fie lumină și agentul la creație, agentul divin, a fost Duhul care a pus în mișcare toate lucrurile. Toate lucrurile au fost făcute prin Dumnezeu Tatăl, la porunca lui Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Isus Hristos și sub agentul secret numit Duhul Sfânt. Noi nu l-am văzut. Noi nu-l vedem. În seara asta, agentul secret numit Duhul Sfânt e prezent aici. Să nu credeți că inteligența noastră ne-a dat har la cântare. Să nu credeți că modul în care noi ne-am programat să fim mai mulți în seara asta, ne-a dat binecuvântare să simțim un fior ce ne-a dat nou har e Duhul lui Dumnezeu. Duhul Dumnezeu ți-a sensibilizat inima să-ți amintești de un păcat. Duhul lui Dumnezeu a fost prezent. Și aici, în omnipotența Duhului Sfânt, trebuie să sublinezi faptul că, deși Duhul Sfânt da, este tot puternic, El nu activează în viața unui om până când omul acela nu-i dă acordul. Din cauza asta vezi câte unul care stă și stăruie continuu, stăruie, stăruie, stăruie. stăruie. Și când e aproape să primească vorbirea în alte limbi, ca semn inițial al botezului cu Duhul Sfânt, credeți asta? Credeți că semnul inițial la botezul cu Duhul vorbirea în limbi? Ok, o să ajungem și la lecția asta, da? Credem cu tărie, fără să avem frică de ce zicem, da? În momentul în care se apropie foarte, foarte mult de Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu se apropie de acea persoană să o sigileze, să o pecetruiască și să-i dea semnul vorbirii în alte limbi, persoana aceea se strânge, pe unele le observ cum se încruntă, altele își încrâștează gura și nu vor. Ei, deși Duhul este atot puternic, ar putea să-i deschidă gura și să-i pună un cuvânt, corect? Ar putea să-l hipnotizeze, dar niciodată Duhul nu face asta. Vă rog să înțelegeți. Nu cereți Duhului să facă ce nu va face niciodată. Nu pentru că n-ar putea, ci pentru că alege să nu își încalce principiile autosetate. Nimeni nu le-a setat, pentru că e Dumnezeu și le-a autosetat. Și alege să lucreze așa. Pentru că alege, deși este tot puternic, să respecte deciziile noastre. El îți oferă cadrul mântuitor, el se apropie de tine, el îți vorbește, pas cu pas, moment după moment, dar niciodată Duhul lui Dumnezeu nu te va forța. Spuneam data trecută, te poți împotrivi Duhului Sfânt. Duhul Sfânt s-ar putea să-ți fi vorbit, să fi fost aproape de tine și să-ți arate puterea Lui. Ai văzut-o, dar n-ai vrut. N-ai vrut să accepti. Smerește-te. Acceptă planul Lui Dumnezeu. Zicem amin? Ajută-ne, Doamne. Este foarte important. Observați că Duhul Lui Dumnezeu a fost prezent în conceperea supranaturală a băiețelului Isus. Luca 1 cu 35. Apoi este prezent, extrem de prezent în regenerare, în factorul acesta de convingere a omului de păcatele lui. Este prezent foarte, foarte prezent în echiparea creștinului. Trebuie să sublinez aici, o să ajungem și la asta, darurile supranaturale ale Duhului Sfânt nu, nu pot fi primite fără ca omul să fie botezat mai întâi cu Duhul Sfânt. Să nu vă așteptați ca cineva să aibă un dar de vorbire despre înțelepciune, dar profetic, supranatural. Fără să fie botezat cu Duhul Sfânt. Poate să aibă foarte mare înțelepciune, dar asta nu înseamnă că are darul vorbirii despre înțelepciune. Apoi, un alt argument al treilea este că Duhul Sfânt e Dumnezeu, deoarece este omniscient, a tot știutor. Observați cum spune cuvântul Domnului prin profetul lui Isaia, întreabă, o întrebare retorică, cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el? ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea? Cine i-a făcut cunoscut calea priceperii? Aici se sublinează foarte clar în versetele 13 și 14 din Isaia 40 că Duhul Sfânt n-a avut nevoie de nimeni care să-L învețe. Duhul Sfânt n-a avut nevoie de o forță exterioară care să-i dea știință. Duhul Sfânt este omniscient, are știință prin El însuși, pentru că e Dumnezeu. El știe tot despre viața ta. El știe tot despre sufletul tău. Din când în când îi spune unui om care are dar de cunoștință, tu stai în fața acelei persoane, frate sau soră, și tu nu știi nimic despre ce se întâmplă. Și îi spune o întrebare extrem de privată. Și bă, stai, de unde știi asta? Mi-am că odată mi s-a întâmplat asta și cineva mi-a zis, tu ești informator? Alții mi-au zis, vă aveți, vă aveți, camere video pe undeva? Deci știți, asta nu știe nimeni din viața mea. Vreau să înțelegi că Duhul, Duhul știe tot. Duhul știe tot prin faptul că e Dumnezeu. E omniscient și știind tot, din când în când descopere Duhul anumite taine ale inimii. E așa de frumos când Duhul descoperă asta. Te rog frumos să nu te superi când Duhul descoperă ceva care nu e confortabil. Vedeți? Prima reacție a omului când Duhul descoperă ceva care nu e foarte popular și prezintă o parte mai sumbră a caracterului acelui om. și ce zice? păi dacă nu-i de la Domnul. Vedeți? Foarte interesant. Recent, Duhul mi-a descoperit ceva. Mi-a prezentat un pericol. Care diavolul vrea să mă supună. M-am bucurat așa de mult. Pentru că Duhul Sfânt vorbește. Pentru că Duhul Sfânt știe exact care sunt pericolele care te-ar putea aștepta în următorii kilometri pe care tu îi parcurgi. Este foarte important să accepti omniscența Duhului Sfânt. Este foarte important să te supui, să te smerești, să zici, da, recunosc, uite, s-ar putea ca, deși nu știu care sunt motivele și nu le văd încă, s-ar putea ca acolo, în viitor, în anumite secvențe, momente, să se întâmple ceva în viața mea. Știți ce stăm noi în picioare în seara asta? Vorbesc... Nu mai scăpați! Am și destul de lung. Ok. Știți de ce? Știți de ce stăm noi în picioare? Numai prin harul lui Dumnezeu. Numai datorită Domnului Isus Hristos, care în fiecare zi se apropie de noi. Dacă am început să ne încredem în noi, dacă am început să zicem, da, oh, noi ne-am obișnuit cu biserica, nu are cum să cădem noi, pentru că noi suntem din familii speciale. Deja suntem într-un pericol. Când avem acel moment al zmereniei, când avem acel moment în care zicem, Doamne, dacă eu stau în picioare, e numai harul tău, e numai îndurarea ta, e numai datorită prezenței Duhului Sfânt în viața mea. Nu mă lăsa niciodată. Duhule, spune-i Duhului Sfânt asta. Duhule care știi totul despre pericole care mă pot paște în următoarele evenimente în care trebuie să fiu implicat. Te rog frumos, nu mă lăsa să intru pe o ușă în spatele căreia voi lua niște decizii care nu sunt potrivite cu planul tău perfect pentru viața mea. Nu vă grăbiți în decizii. Nu vă grăbiți prin faptul că alții au luat o decizie asemănătoare. Lăsați-l pe Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care știe tot să vă prezinte pericolele. Nici o problemă n-ar fi dacă Duhul lui Dumnezeu decide să vă vorbească despre binecuvântările pe care vrea să vi le dea. Nu cumva să vă lăudați cu asta niciodată. Întotdeauna să spunem, Doamne, tot ce e bun e numai de la Tine. Tot ce avem noi bun e din partea Ta. E datorită prezenței Tale, e datorită sângelui Tău, e datorită contextului pe care Tu ni l-ai acordat. Că nu e așa că în seara asta sunt o grămadă de fete și o grămadă de băieți, nu m-am în Cluj, care trăiesc în păcat. Știți de ce suntem noi aici? Pentru că Duhul ne-a vorbit îndeaproape. Pentru că Duhul ne-a cercetat, pentru că Duhul a știut care sunt cele mai sensibile cuvinte pe care trebuie să le utilizeze pentru noi, pentru că acele cuvinte ne vor ataca, ne vor afecta pozitiv, sentimental, emoțional, psihic și apoi decizional și vom merge pe drumul lui Dumnezeu. Lasă-L pe Duhul Sfânt să fie omniscient, dar mai mult decât asta, lasă-L să coboare la nivelul vieții tale. Pe tine nu te ajută faptul că Duhul Sfânt este omniscient dacă nu îi acorzi atenția să-ți spună ce știe despre tine. Este foarte important. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 2 cu 10 Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Cercetarea aceasta presupune cunoaștere, presupune a ști Duhului Dumnezeu prin faptul că cercetează, Știe, cunoaște în detaliu lucrurile profunde, cele mai dificile, cele mai obscure, cele mai ascunse ale Tale, dar și cele mai interesante, prezentat și greu de prezentat chiar, lucruri adânci ale Lui Dumnezeu, pe care noi, multe dintre ele, nu le înțelegem, trebuie să le cunoaștem. Asa dar Duhul ne descoperă atât cât avem nevoie ca să ne ducem mântuirea până la capăt. Foarte important asta. Un al patrulea argument al Dumnezeirii Duhului Sfânt este faptul că Duhul Sfânt este omniprezent. Și acum ajungem la psalmul 139, versetul 7, unde psalmistul pune o întrebare extrem de importantă. Unde mă voi duce departe? De Duhul tău. Și el zice: Dacă mă voi sincer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va clozi, și acolo dreapta ta mă va apuca. Asta înseamnă că Duhul Sfânt este omniprezent. Este omniprezent. Este foarte important să înțelegi asta. Tu nu poți scăpa de prezența Duhului Sfânt. Când vrei să scapi de prezența Duhului Sfânt, degeaba vrei, nu poți. Dacă Duhul Sfânt și-a propus să te cerceteze în seara asta și știu că și-a propus, să știi că tu nu ai cum să scapi. Poți să te schivezi, să atingi nu știu ce, să vorbești, să-ți să cauți uh, tot felul de lucruri la care să privești prin, din clădirea bisericii, culori, uh, potrivește, nu potrivește, ce se întâmplă, se, uh, și îți duci mintea prin diferite zone, dar nu poți. Duhul e omniprezent. Nu poți scăpa de prezența Duhului Sfânt. Dacă tu vrei să mergi un loc, într-un loc unde, unde, crezi că Duhul lui Dumnezeu nu e prezent, Nu ai nicio șansă, nu există locul acela. Duhul Sfânt este omniprezent. Vă amintiți ce strigă la un moment dat Ezechiel? Ezechiel este dus într-o vale plină cu oase. Și Ezechiel vorbește cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îl întreabă, Ezechiel, hai că îți cer părerea, vor putea oare oasele acestea să fie reconfigurate și să învie? Ezechiel se uită cu ochii că e și el om nu se uită la început cu ochii profetici se uită cu ochii lui, carnali și ca un evreu foarte bine manierat, cum sunt evrei de obicei, nu poți să-i prizi întotdeauna are evreu un loc să-ți răspundă îți spune o întrebare ca să te vadă la ce nivel intelectual te afli, da? Și ce zice Ezechiel? Doamne Tu le știi pe toate Tu știi dacă s-ar putea să se întâmple Ei, în momentul în care se apropie Dumnezeu și spune că el trebuie să poruncească învierea, și ce zice Ezechiel? Duhule, vino din cele? Din cele? Patru vânturi, adică din cele patru puncte cardinale. Asta arată că Duhul era omniprezent. Dacă tu vrei să te ascunzi de prezența Duhului Sfânt și zici, oh, mă duc în dreapta, alerg într-o zonă extremistă pe dreapta, să fiu într-un loc în care să nu pot să fiu contactat și atins de Duhului Dumnezeu, n-ai nicio șansă, acolo e Duhului Dumnezeu. Dacă tu mergi într-un alt loc, obscur, ascuns și zici, Vă, vreau să scap de lui Dumnezeu, tu n-ai nicio șansă, acolo e Duhului Dumnezeu. În toate punctele cardinale, din orice coordonate GPS te-ai afla, oriunde te-ai găsi... Duhului Dumnezeu vine din toate părțile. În momentul în care se întâmplă regenerarea în viața unui om, omul ăla se simte învăluit. Din toate părțile se simte, mă, în, în, domeniul ăsta nu mai merge cum mi am mers. În domeniul ăsta nu mai simt liniște. Dincolo nu mai am nicio pace, mă. De obicei mergeam și făceam asta, nu, nu am pace. Dintr-o dată mi se întâmplă că nu mai pot nici în spate. Și asta înseamnă că te învăluie Duhului lui Dumnezeu. Te înconjoară pe toate părțile. Pentru că Duhul lui Dumnezeu produce cercetare în viața ta, produce o atenție extraordinară, îți produce atenția asupra vieții tale, cercetându-te pe toate părțile. Duhul este omniprezent. Vreau din toată inima ca în seara asta, Duhul lui Dumnezeu să te învăluie într-un mod supernatural. Din cele patru vânturi, din cele patru puncte cardinale ale vieții tale, să coboare Duhul lui Dumnezeu. Și când Duhul lui Dumnezeu coboară, suflă, Se produce o mișcare. Oamenii care au stat blocați în sistemele lor religioase, oamenii care au stat blocați în șabloanele lor, oamenii care au stat blocați și n-au mai făcut nimic pentru Domnul, oamenii care au fost interesați doar de populism și să fie populari în lumea asta și să facă lucruri care să bată bine cu mulțimea, oamenii încep să se miște. Dar știți în ce direcție se mișcă? Cum îi mișcă? Duhul Domnului. Știți ce e frumos? Duhul Domnului a mișcat oasele acelea pentru reconfigurarea trupurilor. Pentru restaurarea trupurilor. Și dintr-o vale plină cu oase, profetul se uită și vede cum degetul mic fuge, aleargă. Pentru că Duhul mișcă, Duhul transformă. Oamenii care nu puteai să-i pui să cânte niciodată, vin ei și își doresc să cânte. Dar nu numai duminică dimineață, și vineri seară. Pentru că ei nu cântă să-i audă oamenii. Ei cântă pentru că nu pot să nu cânte. Ei își înțeleg chemarea lor și în măsura chemării pe care Dumnezeu le-o face. Adică, așa cum spuneam, dacă ești cu un rol de deget mic, nu te așezi în vârful nasului, că nu potrivește. Mai înțeles? Bate a ridicol. Și nici nu poți să te unești, pentru că unitatea asta presupune o configurație, adică să, să potrivește acolo. Dacă nu potrivești... Zero. Foarte important. Vedeți? Omniprezența. Cuvântul lui Dumnezeu continuă și cu alte lucruri, dar nu mai intrăm în detalii. Apoi, al cincilea argument este că Duhul Sfânt e veșnic. Ascultați ce spune cartea evrei, autorul epistolei către evrei, capitolul 9, versetul 14. Aici doar vă citesc pentru că este extrem de explicit. Spune că acest Domn Iisus Hristos, prin Duhul cel veșnic, s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. Observați că este spus foarte clar, Duhul cel veșnic. Nimeni nu este veșnic în afară de Dumnezeu, da? inclusiv sufletul nostru, când zicem că e etern, a avut un moment al creației. Sufletul nostru a avut un moment al creației. Despre asta nu continuăm să vorbim. Dumnezeu este etern. A fost, este și va rămâne. El nu poate fi un moment inexistent, pentru că Dumnezeu este veșnic. Și când lui Hristos îi se atribuie această calitate divină a eternității, indirect ni se spune că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Așa să le argument este că Duhul Sfânt, de foarte multe ori, în Vechiul Testament și în Noul Testament, este prezentat ca vorbind, și există două fraze care sunt interschimbabile. Spre exemplu, Duhul a spus. Iar apoi, când este citat în Noul Testament, acel paragraf, ni se zice Domnul a zis. Asta înseamnă că i se atribuie o caracteristică în exclusivitate divină prin interschimbarea celor două fraze. Duhul a spus, Domnul a spus. Foarte important să înțelegem asta. Observați că divinitatea Duhului Sfânt este foarte importantă pentru noi. Este foarte importantă pentru noi. Dacă tu nu înțelegi că Duhul Sfânt a fost prezent la creație, tu ai o optică deformată a prezenței Duhului Sfânt. Dacă tu nu înțelegi că Duhul Sfânt este omniprezent, a produs inspirația Cuvântului Divin. Dacă tu nu înțelegi că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, insuflată, adică Duhul, Duhul a dus inspirație, Duhul i-a inspirat pe autori, Duhul a condus mai departe, de-a lungul timpului, Duhul lui Dumnezeu a fost prezent. Apoi, dacă nu înțelegi că Duhul coboară și atacă depravarea umană, regenerând rasa umană, nu poți fi mântuit dacă tu nu-i atribui această acțiune Duhului Sfânt, apoi dacă tu nu înțelegi că Duhul vrea să locuiască în tine și să te sfințească pe toată durata vieții, tu ai o mare problemă. Dacă tu te limitezi doar la ăștia și tu zici, oh, eu nu vreau, nu vreau darurile supranaturale ale Duhului Sfânt, e problema ta personală, dar pierzi. Și pierzi mult. Și s-ar putea să pierzi chiar tot? Ai mare grijă. Ar mai fi denumit, de prezentat, denumirile Duhului Sfânt, vi le prezint în, în fugă. Duhul Sfânt este numit, așa că după cum este de obicei, Duhul Sfânt sau Duh al Lui Dumnezeu, da? Observați, Psalmul 51 cu 11, Isaia 63 cu 11, apoi Duhul Lui Dumnezeu este prezent în 1 Corinteni 12 cu 6, există 86 de texte în Vechiul Testament care se referă fie la Duhul Sfânt, fie la Duhul Lui Dumnezeu da? exact cum ar fi vorba de Dumnezeu însuși. Deci când se zice Duhul lui Dumnezeu, poate fi înlocuit cu Dumnezeu. Inclusiv în Psalmul 139, când îi se zice unde vă vrigi de parte de Duhul tău, tot ce se spune aici despre Duhul Sfânt este valabil pentru Dumnezeu. Da? Dumnezeu este omniscient, da? Dumnezeu este omnipotent, Dumnezeu este atunci știutor. Mă înțelegeți? Este foarte important să înțelegem asta. Apoi observați că este prezentat Duhul Sfânt cu numele de Duhul lui Isus, Duhul lui Hristos sau Duhul lui Isus Hristos. Fapte 16 cu 6, Duhul lui Isus nu le-a dat voie să intre în localitatea aceea. Versetul 6 și 7, Romani 8 cu 9, 1 Corinteni 3 cu 16. O să trecem mai repede peste referințele acestea pentru că veți putea primi PowerPoint-ul ca să fie mai ușor de digerat acest mesaj. Duhul Sfânt este numit și Mâncătorul, da? Mâncătorul. Ioan 14 cu 16 și 17, apoi Duhul Adevărului. Ioan 15 cu 26, Ioan 14 cu 17, Ioan 16 cu 13 și Duh de Înfiere. Roman 8 cu 15, alături 4, de la versetele 4 la 7. Duhul Înfierii. Adică Duhului Dumnezeu, când intră în viața ta, în mod total. Duhul te transformă pe tine dintr-un copil al diavolului, într-un copil al lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în tine, dacă Duhul lui Dumnezeu n-a preluat controlul vieții tale, să știi foarte clar, nu ești copilul lui Dumnezeu.